Salutare! Acum vom face scrierea cu virgulă dacă avem scrierea cu linie de fracție sau scrierea ca înmulțire între un număr și un și număr un ridicat la putere. Pune stop la filmuleț, încearcă să rezolvă un ca aici, abia apoi o să vedem împreună o modalitate de rezolvare. Ești gata? Păi, dacă 27 pe 100, ca fracție, are 2, 1 urmat de 2 zerouri, înseamnă că va trebui, după virgulă, să avem 20 decimale. În cazul acesta, singurele 20 decimale pe care le putem pune după virgulă sunt 2 și 7 și, bineînțeles, trebuie să punem în față ceva, o să punem 0. Ce înseamnă 5 ori 10 la minus 4? Este ca și cum aș avea 5 ori 1 supra 10 la 4, -a, care 1 supra 10 la 4 -a înseamnă 1 urmat de 4 zerouri și cu virgulă va fi 0,0005. Trebuie să avem 4 decimale pentru că avem 4 zerouri. O zi superbă să aveți!